Bună ziua! Ne va aștepta un meci dificil, cum de altfel au fost și vor fi și cele care au rămas. E important să fim pregătiți și concentrați 100% din toate punctele de vedere. Bună ziua! Cum vedeți după pauză? Nu s-au de nimic. Microfonul s-au. Dragul, și cum veniți după pauza asta, atipică, în perioada asta? Destul de lucru? Venim mai puțin. Sunt ceva probleme de lot. Însă n-aș vrea să intru la amănunte. Probabil mister va explica mai mult, fiindcă el este în măsură să facă acest lucru. Așa este, cum ai spus, este atipică, însă a trebuit să ne adaptăm. A trebuit să ne pregătim, să rămânem concentrați. Nu mai avem decât 3 săptămâni și trebuie să scoatem maxim din ce mai rând. Dacă a fost binevenită pauza sau ce simți? Asta nu știu. Rămâne de văzut dacă a fost. În funcție de rezultatele de duminică? Categoric, da. Rezultatele vor vorbi de la sine, dacă a fost bine sau nu. Cum vezi rota pentru play-off în acest moment? Da, încă se joacă. Mai sunt foarte multe etape de jucat. Suntem multe echipe care ne vom lupta pentru primele 6 locuri, așa că e foarte important ceea ce vom arăta noi și ceea ce vom demonstra noi că ne dorim să se întâmple. Așa că e mai puțin important ce vor face restul echipelor atâta timp cât suntem la una noastră. Crezi că ar fi ceva atât mai bine decât mai între pauză? Da, ne dorim acest lucru. Ai pus cumva pe teren? Ai văzut? Nu, n-am apucat. Am venit de la antrenament direct aici în sală și n-am apucat să văd. Însă sperăm cu toții că terenul va arăta mai bine decât în ultima perioadă. Vă crezi că s-a ales o perioadă proastă pentru a schimba gazonul? Nu, asta nu știu. N-am de unde să știu. Cei care se ocupă de schimbarea gazonului trebuie să știe în ce perioadă, în ce anotimp se schimbă gazoanele. Așa că ar trebui să-i întrebați pe ei. Ai fi preferat să joci derbiul cu betonul aici, pe Giulești, în care mi-a ținut? Da, cred că orice rapidiști ar fi dorit să joace acasă, în Giulești. Cu atât mai mult cât este un derbi. E tradiție din fotbalul românesc, însă suntem peste tot acasă și nu cred că va fi vreo problemă din punct de vedere al suporterilor noștri pe arena națională. Cum e, aș vrea să te întreb și despre mondial, cum s-a format meciul de aseară? Nu doar aseară, din punctul meu de vedere este un mondial atipic, așa cum a spus și colegul vostru de acolo. Atât din punct de vedere al perioadei, cât și din punct de vedere al rezultatelor, sunt multe surprize. Însă, cred eu că astăzi nu se mai joacă fotbalul pe hârtie sau nu se mai câștigă meciurile după numele de pe hârtie, așa că fiecare are șansa lui. E important să crezi până la capăt și să-ți o joci pe teren. Tu ai jucat în acea zonă. Te-a surprins într-un fel, nu știu, organizare, tot ceea ce se întâmplă pe acolo, plăcut sau neplăcut? Nu, nu m-a surprins în niciun fel. Eu cred că lucrurile sunt normale din punctul meu de vedere. Acum că sunt și nemulțumit, probabil că sunt și vor fi mereu peste tot. Când vezi totuși că se fac greșeli cu VAR și la campionatul mondial, mai ceva de spus despre ce se întâmplă în Liga 2? Da, e destul de ciudat acest lucru, că odată cu implementarea acestui sistem, încă mai sunt greșeli, nu știu, ce ar mai trebui să mai inventăm ca să nu mai apară greșeli. E normal că un arbitru să greșească, fiindcă este om, și noi greșim, cu toții greșim, însă acest sistem VAR s-a pus tocmai pentru a fi reparat acea greșeală. Însă, atunci când nu este corectat, cel care greșește din teren
nu știu ce ar trebui să mai fie făcut. Chiar nu știu. Te surprinde plecarea în Germania acasă? Sau îți pare rău de ei? Să-mi pare rău mie de Germania? Da, era una dintre favorite. Sau de Belgia? Nu, pare rău că nu suntem noi acolo. Asta e cel mai mare regret al meu. În rest, cine va câștiga, cine pleacă acasă, e mai puțin important pentru mine. Ai vreo favorită? Da. La început, ținând cont de faptul că am fost acolo și puțin glumind, am spus Qatarul. Era clar că nu aveam nicio șansă. Iar la jucătorul preferat este Thiago Silva. Acum, după jucător, vă dați seama că nu doresc să câștige Brazilia sau Argentina. Apropo de rezultate, te-au surprins un rezultat în cele trei restanțe care s-au disputat în ultimele zile, din Liga 1, să ne întoarcem la Liga 1? Păi, n-a fost nicio surpriză, nu? CFR-ul a câștigat, FCSB-ul a câștigat și... Chindia, Craiova, 1-1. Da, acum nu știu dacă putem numi surprize. A fost un meci egal. Chindia, nu cred eu că este o echipă slabă sau un outsider, ca să-l numesc așa. India joacă un fotbal bun. Orice meci din campionatul nostru este deschis oricare rezultat, așa că nu văd nicio surpriză în ceea ce s-a întâmplat în aceste restanțe. În acest moment mai este o singură restanță. E corect clasamentul cum arată acum? O singură restanță pe CSB-CFR? Dacă astea sunt pozițiile ocupate în momentul de față, înseamnă că sunt corecte, nu? Sunt puncte câștigate pe teren, la ceea ce am arătat fiecare dintre noi în timpul campionatului, așa că nu ne rămâne să ne gândim la viitor, fiindcă deocamdată nu s-a terminat nimic. Sunt multe meciuri de jucat, nu e niciun obiectiv îndeplinit. Ne gândim să scoatem maximum din ceea ce a mai rămas până la pauză de iarnă. Aveți și un meci în Cupa României extrem de important. Cupa este obiectiv declarat al Rapidului. Aveți nevoie de victorie cu Universitatea Cluj pentru a vă califica. E cel mai important meci din acest final de an cu Cluj Rapid pentru voi? Da, este unul dintre cele mai importante meciuri pentru noi, însă până la meciul cu Cluj îl avem pe cel de duminică contra FC Argeșului. Așa că are rost să intrăm cu gândul duminică la meciul cu Cluj, fiindcă mai bine nu mai merge. Apropo de turneul amical pe care îl aveți de discutat sâmbătă viitoare, cum vin două meciuri cu Dortmund, cu Fiorentina, chiar dacă nu e locul complet la cele două echipe? Da. Sunt două echipe puternice, da, ale Europei, însă aș vrea să vorbim în momentul de față despre acel mini-turneu, fiindcă avem două meciuri, așa cum ai spus mai devreme, foarte importante. Unul în campionat și unul în cupă, după care vom avea timp să ne gândim și să pregătim și acel mini-turneu de pe Arena Națională. Dacă vă încurcă puțin, venind între atâtea meciuri importante, pentru că mai aveți derbiul cu Petrolul și partida de la Arad cu UTA. Acum, în acest moment, probabil că ne încurcă din cauza faptului că, așa cum ți-am spus la început, sunt foarte mulți jucători importanți care ne lipsesc, însă sunt sigur că vom găsi soluții și vom reuși să trecem peste această perioadă mai puțin plăcută. La Borussia vine, de exemplu, Max Hummels. V-ați schimb de tricor cu un campion mondial? Nu a fost niciodată jucătorul care să alege după tricouri sau să fie colecționat de tricouri, așa că îi las pe colegi sau cei care sunt dornici să schimbe tricouri la jucători. Este o perioadă foarte aglomerată, cu meciul dintre în 3 zile, începând duminică. Începem împotriva unei echipe bune, spun eu, cu care am avut viață grea și aici pe Giulești, chiar dacă am câștigat 2-1, dar meciul a fost destul de greu. Deci suntem pregătiți, știm ce ne așteaptă. E un, să spun așa, un meci în care, pe care vrem să-l câștigăm, bineînțeles, ca să putem ține pasul cu echipele înfruntașe, ca să văzut și dumneavoastră în ultimul timp, sau după victoriile ce atât a Clujului cât și a FCSB-ului, că clasamentul devine ce mai strâns. Bună ziua! Am înțeles că aveți probleme
nu prea ne-a ajutat din punct de vedere medical. Am avut probleme și după meciul amical cu Brașov, de aceea am preferat să nu mai jucăm în weekendul următor. Într-adevăr că avem cam mulți accidentați, sperăm să mai recuperăm din ei zilele următoare și să putem aborda fiecare meci, pentru că cu el efectiv sau cât mai complet, cu jucători pe care mă pot baza și care pot face diferența în meciurile care urmează. Nu. Cum vedeți meciul ăsta la Pitești? La Pitești, cu Pitești, cu noastră, vedeți că... După o pauză lunguță, spun eu, întotdeauna să reîncepi, întotdeauna sunt dificultăți, mai ales că, dar pentru noi, cât și pentru orice echipă, pentru că antrenorii au timp să lucreze, probabil că FC Argeș nu prea sigur va veni mult mai pregătit din punct de vedere tactic acum cu curitorul, pentru că au avut timp să lucreze și de aceea meciul o să fie mult mai dificil. Trebuie să turăm motoarele de la început, pentru că nu e timpul pierdut. Știu că nu e primul tău meci împotriva lui FC Argeș ca antrenor a fost la Pitești, dar e totuși un special acum în vedere că ți-ai început cariera acolo? Poți să-i spui așa, dar nu țin foarte mult la lucrurile astea, chiar dacă FC Argeș este, bineînțeles, este minima mea și m-am crescut acolo ca fotbalist și va rămâne tot timpul, dar în funcție ca antrenor a Beidului, noi facem un farmeseria și, bineînțeles, că vreau să câștig. Pentru Argeș, una dintre ultimele șanse, dar bine, pleu-ul, chiar dacă mai sunt multe meciuri de disputat. Da, multe echipe vor să intre în pleu-ul. Eu cred că campionatul, sezonul acesta, este un sezon dificil, unde au fost și surprize. Sunt multe echipe care emit pretenții la pleu-ul, ceea ce face lupta și mai aprigă. Mă deși dumneavoastră că sunt până la un punct, două, sunt cu foarte multe echipe. Și de aceea, cum am spus, sperăm să facem un joc bun, în primul rând, să câștigăm, să ne luăm cele trei puncte. Și după asta abordăm, pentru că avem meci important și în cupă. Dar haideți să ne cumpăr la cel de la Pitești. Vreau să câștigăm și ne va duce să câștigăm acolo. E probabil că Cluj, cel mai important în acest final, în vedere de modernare, dar nu este important. Toate sunt importante, pentru că suntem și în luptă directă pentru play-off. Deci toate sunt importante. Vrem să câștigăm, dar până atunci mai o să vorbim cu câteva zile și de meciul de cupă. Care este situația lui Costache? Costache încă n-am reușit să recuperăm și foarte puțin probabil să recuperăm, să zic, anul ăsta calendaristic. Vă ajutăm de rapid? Încă am sub contract, dar este momentan plecat în state. De să o plăteze și probabil va și rămâne acolo, se va despărți de noi după ultimul meci acolo din dicembrie. De ce? Hai! E stat de prunc. El încă e în recuperare și operat și probabil va avea timp nevoie de câteva lor. Și nu are rost să fie acum accidentat, nu poate să lucru la echipa lui acolo pe care aparține și să urmeze de tratamentul cu care îi spune doctorul clubului. Nu e curcă, o să vedeți foarte mulți tineri în meciurile astea, pentru că nu vă dați seama că jucăm de 3-3 zile și nu o să... Importanța acestui turneu, în afară de faptul că este prestigios, ce înseamnă rezultat, nu are importanță pentru mine. Și probabil voi rula foarte mulți, tot pe turnul, probabil sigur vă rulă tot. Noi am adus noi, dar noi suntem și noi invitați la fel ca ei, organizatorii turneului, nu știu dacă știți, dar noi am fost prima echipă din România invitată la acest turneu. Probabil viitor, dacă se va continua și cumva în a doua ediție, va fi altă echipă sau nu știu. Ce vor face? Dacă se poate să mă trece de Sinovial, cum o să-mi facă? Că te ținești pe mesaj și dacă o mai rog niciodată. Nu am fost niciodată fan Germania, să spun așa și nici nu sunt acum. Într-adevăr, o surpriză mare, e totuși o echipă care a câștigat de 4 ori campionatul mondial. Nu vreau să imaginez ce presa germană și ce
prin ce trec jucătorii, dar eu cred că trebuia să arate mult mai mult în timpul meciurilor și să nu ajungă situația aceasta. Surpriza mare Japonia, care a învins practic atât Germania cât și Spania, o echipă care ne arată tuturor că sacrificiul, unitatea pot face diferența în fotbal, chiar dacă calitatea nu este și atât mare. Brazilia, în primul rând, îmi place Brazilia pentru că îmi place figurina pe ea. Să se face cu Brazilia, nu am așa să spun eu personal favorită. Îmi place să mă uit la un fotbal de calitate, îmi place să privesc toți jucătorii importanți și să-i văd să descoperă la fel de competiții. Îmi place să văd fotbal ofensiv, nu fotbal ultra-defensiv, așa cum a făcut în Polonia, adică a făcut o propagandă spune prea frumoasă fotbolului, sunt tot felul de strategii, în privat, cu o echipă în gen, cum este Argentina. Ținut să ieși la joc, prefer și o așteptat de căută defensivă. Vreau să fac fotbal de calitate. În general, și pentru că ești la Brazilia, pentru că întotdeauna îmi place modul cum abordează și calitatea pe care o au. Și tot timpul s-au descurcat atunci când presiunea este foarte mare. Și în Spania joacă un fotbal de calitate. Chiar dacă a pierdut cu totul în Japonia, primele două meciuri au avut un fotbal de calitate. Acum o să încerc din ce în ce meciurile mai grele. Și sperăm să poate de fapt de calitate, să zicem acolo. Părinte, și cum le-a spus că există bani pentru transferuri? A fost lista, a fost lucruri? Nu, pentru că nu sunt... Mai sunt niște meciuri pe care nu sunt mă bazez pe jucătorii de lor. Bineînțeles că o parte din ei sunt... Vor fi evaluați, ca să spun așa. Pe partele cum și distorțimea. Dar nu pot să spun înainte sau să dau în mine, pentru că poate să mă zică cu jocuri foarte bune, ceea ce poate să schimbe părerea. Depinde doar de ei, dacă vor și demonstrează că trebuie să rămână la radio. Nu, dar de achiziții. Păi ca să facem achiziții trebuie să mai și să mai și ca să spun în felul, ca să mai spun în altă. Bineînțeles că am în situația asta și am propus care probabil nu va fi cu sezonul. Sperăm să-i recuperăm cât mai mulți dintre ceea ce ne-am dat, dar în același timp, bineînțeles, sperăm să aducem și jucători de o valoare mai înaltă pentru a putea realiza sau ne atinge obiectivele pe care le-am. Primi clasa pentru la punte, în cazul de câte punte, ar trebui să ne dorim pentru a avea sărbători fericite. Eu nu o să câștig toate meciurile. Rapid vreau să câștig toate meciurile, așa că nu mai face calcule, preferam să luăm meci cu noci. Am rămas cu picioarele toți pe pământ, cred că ați văzut, și două luni niște acum acolo, și m-am abordat fiecare meci în parte cu gândul la victorie. Ce-ai făcut eu Argentina? Este într-un special, chiar dacă vorbim despre un amical, pentru că ești nemătrat extrem de iubit și apreciat la prețe. Va rămâne tot timpul în Super Profeu. Dar mă bucur că să revăd fostul meu coleg, actual antrenor, Vicenzo Italiano, a fost colegi de la Verona. Și o parte din oamenii care au rămas în club, pentru că mulți s-au plecat după venirea unui patron. Mă bucur, e ceva emoționat într-adevăr, dar rezultatul mare valoare, pur și simplu. Un turnul prestigios în care da spațiu tuturor jucătorilor și mai ales vom lua jucătorul în Academie ca să simtă și puțin ce înseamnă meciul de altă gola asta. Ai văzut de la Firenze, ai văzut de la... În ce sens? Urcăm de cineva? Se poate rău, se poate despre părere. Nu, avem timp, nu avem timp, pentru că să vină la București, pentru că ei nu sunt competiții și nu o să mai joace anul ăsta. Noi suntem un campionat, vă prefer să mă gândesc la meciurile pe care le-am pentru la turneul acesta. După mătărită, vă rog să vezi cum arată terenul? Schimbare?
Sperăm să avem parte pe viitor de un gazon foarte bun care să reziste. Nu doar rău că un petrol nu reușește să-și facă Giulești, la mea acasă. Dar asta este situația și trebuie să o acceptăm și cum spuneam, sper că să revenim cât mai repede acasă pe un gazon excelent. Să schimbă un cazor, cu asta de jumătate, nu știu, dacă mi-a întrebat, că mă presez bine și că trebuie adresat pe un cuiva. Ok?